Escrocherie de amploare descoperită la Iași, o tânără care se prezenta ca medic și apărea des la televizor ca organizator al mai multor campanii umanitare. Se pare că strângea banii pentru niște destinatari care nu existau. Înșelăciunea a fost descoperită atunci când femeia a încercat să strângă bani pentru un bărbat mort de una. După ce cazul a devenit public, mai mulți donatori și-au dat seama că au fost înșelați. Acum poliția investighează cazul. Ana Postolachi are 32 de ani și este din Republica Moldova. De câțiva ani, tânăra apare peste tot la televizor și se prezintă ca fiind medic și activistă. Face numeroase campanii în care susține că strânge bani pentru cazuri sociale, dar escrocheria tinerei începe încă din CV. Pe rețelele de socializare, tânăra se prezintă drept absolventă a facultății de medicină de aici, de la Universitatea Grigore Tepopa din Iași, și mai spune că din 2017 este medic rezident pe chirurgie. În realitate, surse spun că aceasta a fost exmatriculată în acel an și că ar fi urmat cursurile acestei facultăți pentru doar 2 ani. Nu se știe însă dacă apoi s-a mai înscris la vreo altă facultate. Cu acest CV fals, Ana s-a prezentat potențialilor donatori și a reușit să strângă sume mari de bani pentru diferite persoane bolnave. A venit acest caz prin ea al băiețelui bolnav de leucemie, care era deja în Turcia și avea nevoie să achite tratamentul. Cazul era real, adică noi l-am găsit pe alte platforme, l-am văzut, adică am verificat că există acest caz. 8.700 de lei a transferat Iolanda în contul furnizat de falsul medic. După ce a izbucnit scandalul, donatoarea și-a dat seama că banii nu au mai ajuns la destinație. Am sunat-o pe mama copilului. O cunoașteți pe Ana Postolachi? Nu. Ați semnat un act GDPR pentru strângere de fonduri? Mi-a spus că nu. Anchetatorii spun că ar fi și alți filantropi păgubiți. Un prieten de-al Anei însă, avocat de meserie, ar fi încercat să-i avertizeze pe câțiva. Eram într-un grup de mai mulți amici și ea tot timpul îmi cerea tot felul de sfaturi juridice gratis. În calitate de avocat, eu mi-am dat seama că ceva este suspect. Oamenii chiar aveau probleme, dar practic ea nu a ajutat cu niciun ban. Vă spun foarte clar. Strângea banii și folosea ea? Și folosea în scop propriu. Înșelăciunea a ieșit la iveală după ce mai multe ONG-uri au tras un semnal de alarmă cu privire la asociația caritabilă a presupusei doctorițe, care a strâns bani și pentru un bătrân ce murise de câteva luni. A fost o persoană cu probleme, dar e decedat foarte mult și un caz cât poate de grav de a strânge fonduri pentru o persoană decedată. Bine că s-a aflat și bine că am aflat, că altfel probabil că această excrocherie, să o numim așa, mergea mult mai departe. Pe numele falsului medic a fost depusă o plângere și poliția închetează cazul. Se află în lucru un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, urmând a se stabili întreaga situație de fapt și a fi dispuse măsuri legale. Redacția Observator a încercat să o contacteze pe Ana Postolachi pentru o reacție, dar aceasta nu a răspuns la telefon. Afli oriunde ai fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.